Unii oameni nu vor să priceapă că râurile nu sunt făcute pentru scăldat. Trei tineri care habar n-aveau să înoate au vrut ieri să se recurească în apele Oltului. Doar doi au mai ajuns la mal, unul dintre ei mai mult mort. Doi pescari l-au salvat în ultimul moment. Cel de-al treilea este în continuare pe fundul râului. Cei trei prieteni au mers la pescuit. Li s-a făcut cald însă și s-au gândit să se scalde în râu, deși niciunul nu știa să înoate. N-au rezistat mult în fața curenților. Noi stăteam unde era până aici. Și cel mic i-a zis, mă, stai aici, am zis un lateral, că e adânc. Și s-a dus unde era mai adâncă și am împins, a făcut scara așa să-l prinde pe cel mic și ne-a luat apropo. Nu știu cum a avut noroc, am ajuns la capăt. El a scăpat doar cu o sperietură. Prietenii săi n-au fost la fel de norocoși. Unul dintre ei a dispărut sub ape. Celălalt a fost salvat în ultima clipă din ghearele morții de doi pescari. Am văzut doi băieți care lăgau panicați. Au venit în spate acolo. Mi s-a părut că e ceva ciudat. Am venit aici, l-am văzut când l-au scos pe băiat de acolo, din era deasupra la apă. Am venit aici și am găsit băiatul deasupra apii. Am încercat ca să-l salvez, dar dacă am scos unul pe mal și n-am putut ca să mă scop pe celălalt, nu știu pe unde este, nu pot să-mi dau cu seama unde, cum s-a întâmplat aici. Deci noi am fost la pește și noi nu știm nimic. La sosirea la locul intervenției am găsit o persoană salvată din Olt de pescari. Cea de-a doua s-a salvat singură și cea de-a treia persoană rămâne să o căutăm până o găsim. Căutările vor fi reluate în această dimineață. Pompierii vor solicita sprijinul scafandrilor de la ISU Dolj, însă șansele ca tânărul să fie găsit sunt minime. Minime sunt și șansele de supraviețuire ale bărbatului de 27 de ani care se află la terapie intensivă. În ultima lună, în județul Olt, alte trei persoane au murit înecate.